Maria, de la Insula Iubirii! When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Maria, așa cum să dansesc în acea, Maria. Vai, Maria, nu știu cum o faci, de ești atât de feminină, trebuie să învăț de la tine. Toate femeile consider că sunt feminine. Nu, nu, vreau să zic că chiar nu prea the move, știi, de mișcările. Eu arunc puțin cu picioarele așa în față și de multe ori ai văzut? Maria le ținea mai aproape și da, 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 da. Păi când ai așa niște sandaluțe în picioare, nici nu ai cum. Mulțumesc. Hai. Știi ce zic? Știu. Te invităm să iei loc alături de noi pe canapea. Dar trecut ai venit argintie la păr. Acum ai venit cu părul tău natural. Da, din nou. Schimbări. Schimbări de loc. Da, unde ai urez? L-ai lăsat la insula acolo? Am lăsat pe insula. Ai fugit așa puțin pentru Star Bandera și fugi înapoi, nu? Da. Ce să zic? Aurelă. Știi ce zic? Nu mai știu nimic de el, sincer. Aoleu. Știi ce zic? L-ai dat uitării pe Aurel. L-ai dat gata. Da. L-ai dat gata pe Aurel, ai făcut ce ai făcut și săracul a picat. Dar s-a ținut tare. Ai văzut? A fost un bărbat care s-a ținut destul de tare atâtea zile. Știi care e chestia? Că era, el era singurul care zicea eu niciodată nu o să pic și tocmai el pică. Asta mi se pare foarte... Da, cred că ți-a fost greu, nu? Mi-a fost foarte greu pentru că el mi-a spus: măi, Maria, eu nu sunt prost, eu știu clar că tu pentru asta ai venit. Tu ești ispitul, eu n-am cum să pic în brațele tale. N-am cum, că orice mi-ai zice tu. Dar dacă se întâmplă și tu să te îndrăgostești, aia, adică și atunci eu, rolul tău e numai îți dai seama, i-am zis: măi, eu totuși nu sunt aici un robot. Eu pot să-mi, pot să-mi placă felul tău de a fi el. Păi ce să-ți placă burta la mine, știi? Adică el e conștient, știi, de anumite chestii la el, știi? Și am zis, mă, nu știu, da? Ce i-am spus eu, am jucat atât de bine, încât uite că m-a crezut. E, păi și ce dacă e mai pufos așa? Ți-e plac bărbații așa foarte lucrați, cu pachetele, pachetele? Nu-mi plac, întotdeauna am spus că nu-mi plac bărbații cu mușchi, nu-mi plac bărbații umflați. Să fie conturat, să fie puțin... Normal. Cu... Puțină normal, burtică, exact. Să simți că e bărbat. Da. Deci, știi că asta e o, e o șmecherie să ai așa un flair, un așa să le-a simți. Să te stii și tu tare, să nu piști tu, știi, în cealaltă extremă și să-l faci pe celălalt să se îndrăgostească de tine. Măi, să știi că a fost atât de greu să-l cuceresc pe Aurel, care tocmai mi-a spus înainte că nu merge, dar cum crezi? Cum crezi că am pus eu problema, știi? Pentru că, primul rând, și pentru mine a fost o chestie nouă să cuceresc un bărbat de care nu s-a atras nici măcar 1%, știi? A fost super, super greu. Zic, hai să văd. Și tocmai de asta am făcut-o, pentru mine, să văd dacă pot să... Da, chiar o ambiție, știi? Zic, hai să văd, pot să cuceresc un bărbat care nu mă atrage, știi? Și cum crezi că... Care a fost crezi că... Nu-ți dai seama tactica mea? Mă gândesc că e greu din moment ce nu-ți place de persoana respectivă absolut deloc și tu încerci să-l faci cu capul. Da, mi-am imaginat că sunt îndrăgostită de el. Mi-am imaginat că este alt bărbat. Știi? Serios. Și eu, chiar pentru că chiar mi-am impus să fiu îndrăgostită ca să mă creadă, știi? Că cât de bine puteai să joci, tot păi, na, poate scăpa în anumite chestii, știi? Ce bărbat ai imaginat că era? Contează, un bărbat, știi? Pe care... Un bărbat de care îți plăcea ție de care îmi plăcea mie. No, ce tare! Uite ce tactică, nu m-aș fi gândit niciodată. V-am dat unul dintre secretele mele, da. Dar oricum e, a fost un proces destul de greu. A fost foarte greu, dar uite că... de cineva să stai în compania lui non-stop... Asta înseamnă să fii o adevărată ispită. Cred, nu? Da, să mulțumesc. Să... Cam asta este, da. Să... Chiar dacă nu-ți place de el, nu-ți place compania lui, să-l faci să... să creadă că ți-e-ți place, că el e cel mai minunat bărbat și l-am făcut să creadă că suntem compatibili, că semănăm, că ce-a vrut el. Și practic tu i-ai demonstrat Alexandrei, da? Iubita lui, care a venit în această emisiune,
de fapt, cine este el și ce sentimente are el. Până la urmă, Alexandra asta a vrut, știi? A venit să vadă dacă el s-a schimbat, pentru că el a făcut multe chestii mizerii, cum ar veni, și da, înainte, știi? Povesti, și s-a hotărât și uite că, știi cum e, lupul își schimbă părul, dar n-ar avuba. Dar când ți-a povestit că el s-a atașat foarte mult de tine și la un moment dat nu mai avea limită și îți povestea de când s-a născut el până în momentul de față. A prins o încredere maximă în mine. Foarte mare în tine, exact. Și îți povestea la un moment dat că el practic s-a folosit de femei de-a lungul vieții lui și de banilor. Că ai fost surprinsă. Și apoi mă întreba și pe mine cu ce mă ocup și cam cât am eu. E foarte chiar, e amuzant, nu știu, el e în esența lui amuzant, dar... Dar te-a șocat felul lui de-a fi... Dar nu m-a șocat, că sunt atâția bărbați și ca el și poate mai rău ca el. Noi trăim în București și vedem și noi o groază de feluri de oameni, știi? Pur și simplu a fost, e diferit. Na, e un fel amuzant în același timp și... Na, ăsta e Aurel. Dar ai mai ținut legătura cu el? Nu știu. Mai... M-a sunat după ce am venit în țară, după ce am terminat filmările, ca să-i dau pozele, știi? Motiv. Motiv, cred că era motiv, îți dai seama. Că-ți dăm că-ți trebuie și... porie? Da, i-am zis că eu sunt cu cineva acum. Lasă, că-ți dă el pozele. Te caut eu, dacă... Te sunt pe fix. Ei, le-am dat pozele ca să aibă și el ce să pună pe Facebook și cam atât. N-am mai vorbit cu el. Dar uite, foarte multe femei care se uită la noi se întreabă, măi, da... Maria gătește, Maria se descurcă și ea în bucătărie, știe și ea dacă e frumoasă, arată bine și uite, vrem să ne demonstrăm tuturor, să vedem și știi să cureți un cartof, să tai și tu o ceapă, să curești un usturoi, hai să mergem la bucătărie, hai să vedem cum te vei descurca. Eu zic că știu. Că am demonstrat, de fapt tu ai demonstrat că ești frumoasă, că ai calități, că poți să fii o ispită cu acte în regulă, așa. Și hai să vedem. Deci avem aici, avem lămâi, ardei, morcov, morcov ăsta, cum îi spune, cartof. Vreți să vă demonstrez dacă sunt mai bună ca Raluca sau măcar să fiu pe același? Nu, dacă ești bună tu în bucătărie, Maria. Dacă sunt bună în bucătărie, dacă okay, tu gătești acasă, dacă să te începem descurci. Cu ceapa? Da, hai. Să desfacem sau să o tăiem? O curățăm. Dar nu vreau să plâng încă, vă rog. O curățăm și o tăiem să vedem dacă te pricep. Ia. Ia. Nu vrei să-ți dai jos inelul, să-ți fie mai ușor? Nu, că mă desfac. Perfect. Așa. E cam complicat. Dar... Lasă, Maria, că și pentru mine a fost complicat la început. Eu să știi că fac acasă. Nu, serios, eu fac. Nu mănânc mereu în oraș. Și ce gătești acasă? Chiar gătesc. Faci ciorbe? Face ciorbe. Nu chiar ciorbe, poate dar... Poate supă la plic. Chestii diverse, nu știu să zic acum. Adică uite, uitați-vă la aia, adică chiar o vedeți pe Maria să stea cu pasmaua în cap să gătească ciorbă. Când am fost acum în vacanță la Veneția, m-am cumpărat un shorts de acolo, știi, foarte tare. Bineînțeles că nu l-am folosit, dar... Nu se știe, îl ții acolo. Auzi, dar știi că noi am văzut-o pe Ana Lesco gătind în costum de baie. Poftim. Mai gătești și tu așa... Sexy. Eu, sincer, în casă stau dezbrăcat. Pentru că este foarte cald și stau dezbrăcat. Eu nu stau în... Ce picanterie! Nu stau într-o, nu știu, chestie sexy. Sau pentru că mi-e foarte cald și stau dezbrăcat. Goală pușca? Nu chiar goală. Îmbrăcată în lejerie intimă. Și atât. Am înțeles. Aha. Așa, bun. Și hai să vedem cum mărunțești. Știi? Da, normal. Pe aia e... No, întâi cred că așa se face. Când ai tăiat ultima dată ceapă? Mă, nu știu, dar le tai așa la mișto, știi? Le pui, că dacă le pui la blender și faci o supă cremă, nu? Uite, hai. Hai că uite. Uite că știe, mă, știe. Hai că uite, și de interes. E și cuțitul bun. Da, păi, e. Păi, bun. Noi vrem hai să dăm, ajutăm, să dăm ceapa la o parte și să trecem la următorul. La usturoi, ia să te vedem, știi? Usturoi? Ai întâlnire după. Hai, mă spăl pe mâini, nu e problemă, important să nu mănânci. Păi lasă că nu mâna e problema neapărat că mănânci usturoiul. Da? Miroase și la mână? Da. Miroase. Vezi, dacă nu prea știu. Da, mă, ce să zic, e mult da, mai ușor să nu-i pasă nici de unghiuțe, nici de nimic. Da, unghiuțele mele. Ok. Și astea îi le dau la câine să le desfac el. Eu am un câine și mă ajută treburile casnice, înțelegi? Așa. Așa. Și, de exemplu... Uite-mă că știe. Hai că știu să uite, a curățat și usturoi. Hai să vedem. Sunt o gospodină. Ești. Dacă, când ți-e foame și n-ai ce să faci, cure. Hai să vedem cartoful. Știi cum e nevoia, te învați. Hai că n-ai scăpat așa de ușor. Cartoful. Testul continuă. Cartoful, eu acasă am aparatul ăla care e mai ușor. Dar să vedem. Ia, ușor să nu... Că mă punea mama când eram mică să o ajut și cred că o mai știu. Dar cuțitul ăsta e cam mare. Dar mă descurc să știu.
Uite. Aha. Uite că taie subțire, de știe. Adică vezi? Nu tai tot cartofi. Nu, dar dacă tai coaja prea groasă, păi dai da, tot nu mai rămâne cartofi. Și nu mai rămâne cartofi, uite că taie-o destul de ușor. Mă descurc, nu? Te descurci foarte bine. Da, 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 excelent. Îi gătești și iubitului tău? Da, și să știi că mi se, știi? Pentru că atunci când păi da, dacă îi face din iubire... Să iubești, încep să gătești. Așa m-am început eu să gătesc, pentru că iubeam și lui îi place foarte mult mâncarea, este foarte gurman. Și stai seama, ok, mâncăm în oraș, dar când ajungem acasă și ne e foame, ce facem? Trebuie să... Și uite că-mi fac și așa îmi dau și seama că mă descurc. Îi duci micul dejun la pat? Nu, așa asta îmi face el. Gătește și el ție? Sunt și eu, sunt o femeie răsfățată. O prințesă? Adică îți gătește și el ție sau comandă? Face comandă la un restaurant și doar îți pune în farfurie mâncarea? Nu, îmi face și el, dar mai rar. Mai ușor. Știi cum vorbea, mai răruț că e mai drăguț. Da. Dar ține despre iubitul tău, ce face? Cum e? Cine e? Dă-ne așa câteva detalii. Este un bărbat simplu, care mă iubește foarte mult, pe care și eu îl iubesc și trăim o poveste frumoasă. Nu. Mm-hmm. Și unde l-ai cunoscut? Cum v-ați cunoscut? În Thailanda? Pe avion? Ne-am cunoscut pe Facebook. Ah, ce tare! Deci ți-a scris pur și simplu. Da, bravo! Bravo, n-aveai ce face. Băi, a curățat ceapa. Da, sigur. A curățat și usturoiul. Okay. Hai să ne spălăm pe mâini. Da? Sau un șervețel ceva. Da, un șervețel. Imediat. Uite aici de desubt. Dar văd că ai și foarte multe tatuaje, Maria. Se mișcă ceva, o poveste. Îmi doresc să mai fac foarte multe, doar că e soare și nu pot. Pentru că eu l-am văzut pe ăsta de aici. Nu, astea de pe piept nu le arătăm astăzi. Deci? Nu? Păi de ce? Lasă-mă că sunt curioasă. Nu, că l-ați văzut. Este, scrie, vă zic eu, scrie niciodată un eșec, întotdeauna o lecție. Ia să ții microfon ca să te auzi. Dar și aici pe mână este o femeie cu un pom. Nu este femeie, este o gheișă. Din... Ah, da, o gheișă. Nu vedeam foarte bine că era dantela peste. Dar o gheișă sunt tot femei. Da, este o femeie... Da? La. Specifică japonii. Și pe brațul celălalt? Brațul este o aripă. Și ți-ai găsit aripă? Și acest ochi este ochiul lui Dumnezeu. Nu este semn masonic, cum lumea pe confundă. Seamănă, dar nu. Nu? Nu, este pur și simplu ochiul Dumnezeu, acest semn... Ia, tu ai ochii verzi? Da. Sau poate să fie ochiul meu. Care este și pe biserici, dar lumea confundă. Masoneria face, se ia de simbolurile creștine și le bagiocorește, face alte chestii. Asta nu este decât un ochi, un triunghi. Și pe iubitul tău cheamă Cezar? Cum îl cheamă? Cezar aici, nu e? Nu îl cheamă nu Cezar. Cezar? Am înțeles, dar văd că ai și pantofi cu aripioare. Da, pantofii mei preferați. Când ai cu chef, nu? Adică nu-ți convine ceva, ține zborul și aia e. Iubitul tău ți-a cumpărat? Da, pentru că am fost cu minte. A zis să mă răsfețe și pe mine. Super, Maria, îți mulțumim foarte mult că ai venit în această dimineață alături de noi. Le-ai demonstrat tuturor că tu poți să fii și o fată cu minte. Dar tu ești o fată cu minte, nu? Și... Sau... Nu prea. Când trebuie. Sexy și rea. Sexy și rea. Și noi o să luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Dar vreau să vii să dansăm. Hai. Da, alături, uite... Cât... Să-mi vezi pe Natalia mai degrabă. Hai, da? Eu zic să dansez cu Maria tu și... Da. Și o să vedem și ce petrecere a fost la Răi Dabun, cu grătare, cu petrecere mare, cu tărețe aici în față, a fost nebunie. Mulțumim foarte mult, Maria! Hai să dansăm! Lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo.